Municipiul Giurgiu are nevoie de mai multă atenție din partea factorilor de decizie și a autorităților responsabile, a declarat Florian Nicolae în conferința de presă de astăzi. Acesta a făcut referire la cele două categorii de proiecte de dezvoltare a municipiului, respectiv cele cu fonduri europene și cele finanțate din surse proprii. Municipiul Giurgiu este lăsat în plan secundar. Cred că trebuie să privim cu mai multă atenție asupra tuturor proiectelor operaționale, proiectelor de atragere a fondurilor europene din perioada 2014-2020, pentru că Giurgiu are nevoie de investiții, Giurgiu are nevoie de infrastructură. Asta nu înseamnă că Giurgiu realizează și venituri suplimentare la bugetul local. Îl înfrumusețăm, îi dăm, creăm infrastructura pentru, să zicem, inclusiv pentru șoseaua de centură, pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Dar trebuie să atragem, paralel cu asta, și mediul de afaceri, să atragem noi investiții în oraș. Trebuie să reindustrializăm, să participăm, să deschidem porțile pentru reindustrializarea unor platforme, foste platforme industriale, care acum sunt în paragină. Sunt platforme pline de gunoi menajer. Aici trebuie să acționăm. Florian Nicolae a readus în atenție și faptul că autoritățile trebuie să țină cont în primul rând de dorințele oamenilor, dar și să fie permanent în dialog cu aceștia. Persoanele fizice și juridice nu trebuie să vină lângă primărie numai de ziua orașului să sponsorizeze acțiunile prilejul zilei orașului. Trebuie să vină în ajutorul, sprijinul primăriei și prin acțiuni de voluntariat pentru realizarea infrastructurii necesare, chiar dacă este ea minimală. Pentru că este important să încurajăm spiritul de voluntariat. Suntem în apropierea curățeniei de primăvară. Și aici știu că pe vremea dinainte de anul 2012, serviciile din subordinea primăriei veneau în sprijinul cetățenilor din municipiul Giurgiu, în special în zona, în zonele de case, în care veneau cu găleți de lavabilă de var și îi motivau pe cetățeni să iasă să demonstreze spiritul de voluntar, să facă curățenie. Începând din 2012 încoace, acțiunea asta a încetat. Este, după părerea mea, un lucru trist, pentru că trebuie să încurajăm aceste inițiative. Una dintre zonele cu probleme despre care a vorbit astăzi deputatul Florian Nicolae este cartierul Rudari. Liderul PNL Giurgiu a explicat că a inițiat încă din 2012 demersuri pentru realizarea de trotuare în acest cartier, dar totul s-a oprit atunci când inițiativa a fost prezentată primăriei. Atunci am mers în zona Rudari și am încercat să amenajăm cel puțin un trotuar pe un sens, în alternativ cu treceri de pietoni din stânga în dreapta, peste șosea, astfel încât copiii din zonă să poată să meargă în siguranță la școală. Am înaintat către primăria municipiului Giurgiu adrese în acest sens, în care am primit răspunsul că până nu se realizează aceste lucrări de infrastructură, canalizare, apă curentă și altele, să nu demarăm, nu se demarează astfel de lucrări. Și bineînțeles că primăria a avut dreptate atunci, dar n-a fost harnică să meargă mai departe cu lucrarea, pentru că noi ca voluntari nu avem dreptul să efectuăm lucrări pe domeniul public, asta le realizează numai primăria, în baza normelor legale. Dar cred că mai multă atenție din partea primăriei municipiului Giurgiu pentru trotuarele din zona Rudari era imperios necesară încă de la începuturi. Deputatul Florian Nicolae a fost secundat în conferința de presă de astăzi de reprezentanții structurilor de tineret, elevi și studenți din PNL. Vom reveni cu amănunte în jurnalele de știri ale TV Giurgiu.